Proiecte sunt suficiente pentru anul 2021 pentru că primarul Alexandru Dediu își dorește finalizarea investițiilor începute anul trecut. Astfel se axează pe încheierea proiectelor de canalizare, gaze naturale, dar și pe modernizarea și asfaltarea drumurilor comunale. Mă interesează foarte tare să terminăm investițiile cu canalizarea, cu gazele și asfaltarea tuturor drumurilor din localitate. În totalitate, construcțiile care aparțin de primărie, școli, grădinițe, sediu primărie, dispensar, cămin cultural, au fost reabilitate atât pe fonduri europene cât și pe fonduri de la bugetul de stat și cred că în continuare, dacă cele trei mari investiții voi putea să le realizez, localitatea Păușești-Măglaș va beneficia de infrastructură ca un mic orășel. Investițiile care s-au derulat, care au continuat tot anul, am avut noroc și de un an bun din punct de vedere atmosferic, iar în ceea ce privește acest virus, și noi am avut destule probleme în localitate. S-au cheltuit destui bani, nu foarte mulți, pentru că am avut grijă să îi economisim pentru a putea cheltui acești bani pentru investiții, dar totuși s-a cunoscut. Să sperăm că anul care vine, mai ales că toată populația țării a început să se vaccineze, vom scăpa de această belea și vor fi îndreptate sumele din bugetul de stat și local către investiții. Avem încă nevoie de bani pentru a dezvolta localitățile din punct de vedere al infrastructurii, pentru că anii trec foarte repede și localitățile trebuie dezvoltate pentru a ajunge la standard european. Anul trecut, din cauza pandemiei, lucrările au mai stagnat, dar anul acesta primarul consideră că se vor finaliza obiectivele planificate.